Partidul Acțiune și Solidaritate îi îndeamnă pe democrați să nu facă o coaliție de guvernare cu socialiștii. PAS a emis un comunicat de presă în acest sens chiar înainte de Consiliul Politic al PDM, în cadrul căruia democrații au decis să înceapă negocierile cu PSRM. PAS îi îndeamnă pe democrați să respecte dorința propriilor alegători, care sunt în majoritate pro-europeni. În comunicat se mai menționează că deputații formațiunii conduse de Maia Sandu au depus eforturi pentru a găsi o platformă comună cu democrații, încercând negocierea mai multor subiecte, însă au fost refuzați de fiecare dată sub diferite pretexte. În același timp, Ilan Șor a declarat că prin această alianță, PSRM și PDM își dezamăgesc electoratul, iar această majoritate va fi doar în dezavantajul lor. Șor a făcut aceste declarații în cadrul unor videoconferințe la care a fost invitată presa. Люди, голосовавшие за ПДМ, в основном, если я правильно понимаю, а я думаю, что я правильно понимаю, это люди, приверженцы европейского вектора, явно не рассчитывая на то, что они сделают коалицию с социалистами. Да и электорат социалистов, я уверен, это просто поглощение, ну а по-простому по-русски свадьба.